Salut! Numele meu este Cristina Filo, nu Fila, așa cum se scrie mai nou în ziarele locale. Și astăzi vom afla câteva informații de la participanții ediția a treia a festivalului iMedis, organizat de Asociația VVMP Arad. Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? O idee foarte bună de a te exprima liber, cu să vinzi lucrări, să... Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat, dacă ai participat? E prima ediție care particip. Mi se pare o idee bună. Acum... Ce crezi despre locație și organizarea târgului? Ar fi fost mai interesant să fie mai multă lume și să viziteze, să fie multă vânzare. Dar poate să mai fie, nu. Cu ce exponate ai venit la târg? Cercei. Aici, așa. Brățări și medaliane. De când confecționezi așa ceva? De anul acesta, din luna mai. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? Poate să fie și de durată. Pe parcurs mă voi perfecționa și... Da. Și cum se numește brandul vostru? Brandul nostru? Bubu Shop și Mădălina Tămaș. Mulțumesc de interviu! Ne mai vedem! Bună! Bună! Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? Cred că e o idee bună și pentru a ne cunoaște mai bine unii pe alții. Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat, dacă ai participat? E primul târg la care am participat și cred că e o idee bună. Ce crezi despre locație și organizarea târgului? Cred că organizarea e foarte bună, dar locația nu e ok. Sperăm că data viitoare undeva mai public, nu? Da. Cu ce exponate ai venit la târg? Cu cercei, lanțuri și atâta. Și broșe. De când confecționezi așa ceva? De aproape un an și... De aproape un an. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? E de durată. Și cum se numește brandul vostru? Nu avem un brand încă. Mulțumesc de interviu! Next! Bună! Vrem un interviu. Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? Foarte bună inițiativă. Trebuie chestia asta făcută în toată țara. Handmade-ul... E un curent care abia acum începe să crească în România. Sperăm că va crește mai mult. Siguranță. Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat? Dacă ai mai participat? Da, am mai participat. Foarte, foarte bine organizat. Oamenii sunt interesați, dar ca la început, adică vor să vadă ce înseamnă handmade. Știu că lucrurile sunt făcute de noi, dar nu știu în ce măsură sau nu știu cam ce presupune sau cam despre asta e vorba. Deci încă oamenii vor să afle mai multe. Da. Ce crezi despre locație și organizarea târgului? Am spus mai devreme. E bună organizarea, se face și o tombolă ca să schimbăm între noi câte ceva, să rămânem cu amintire de la târg. Ok, îmi place. Pentru a ne cunoaște mai bine. Cu ce exponate ai venit la târg? Creație vestimentară. În principal am și câteva accesorii, dar cel mai mult creație vestimentară. Unicat. Da. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? Este ceva de durată. Sunt 13 ani de când am început să cos. Perioada foarte lungă. De când confecționezi așa ceva? Cam de 3 ani așa fac mai mult, dar procesul a fost foarte lung cât am învățat.
Mulțumesc frumos. Și cum se numește brandul vostru? Elena Mazăre, numele meu. Mulțumim de interviu. Bună! Vrem și noi interviu? Unul scurt. Da. Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? Mă bucur că am putut să particip și e o inițiativă bună. Ar trebui cât mai des să organiza târgul. Chiar și în Timișoara și în alte orașe. Da. Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat, dacă ai participat? Am participat la mai multe târguri. Primul târg la care particip în alt oraș și îmi place foarte mult cum e organizat comparativ cu alte târguri la care am fost. Ce crezi despre locație și organizarea târgului? E ok. Nu știu ce pot să zic de, de locație. Puțin cam departe, dar... Cu ce expunete ai venit la târg? Cercei, broșe, inele, brățări, tricouri, pictate manual. Cam atât. Bănuiesc că nu ești din oraș. Din ce oraș ești? Timișoara. Cum se numește brandul vostru? Joanne Mu. Tipa VVMP de a organiza acest târg de handmade. Mi se pare un lucru foarte bun, pentru că prin acest târg ne facem cunoscuți. Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat? Nu am mai participat la alte târguri în afară de acest târg. Să înțeleg că este a doua ediție pentru tine. Da. Ce crezi despre locație și organizarea târgului? Sunt foarte bune. Cu ce expunete ai venit la târg? Cercei din Fimo, din margele, sticluțe cu semințe, brățări și medalioane. De când confecționezi așa ceva? De aproximativ un an. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? Sper să fie ceva de durată. Cum se numește brandul vostru? Happy Muffin. Îmi plac cercei. Bună! Ne acordă și nouă cineva un interviu? Scurt. Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? E o idee foarte bună, care văd că a ajuns la ediția a treia. Merge ok. Am evoluat cu toții. Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat? Păi, cu produsele care le avem aici, singurul târg la care le-am expus. Deci, e ok. Și, după cum ziceam, treptat, a evoluat. Cu ce exponate ai venit la târg? Rame foto și un șah, niște lămpi care le-am transferat în partea cealaltă. De când confecționezi așa ceva? Cam de 4-5 ani. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? Nu, e ceva de durată, dar e așa, on-off. Nu-i full-time. Da. Cum se numește brandul vostru? Pinkhead. Mulțumim de interviu. Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? Foarte bună, ne bucurăm că avem prilejul să ne expunem lucrurile și sper să meargă mai departe. Cum ți se pare târgul iMedis față de alte târguri la care ai mai participat? Cred că în primul rând e benefic pentru că aduce mulți arădeni și lucruri deosebite, toată lumea face ceva nemaipomenit. Cu ce expunat ai venit la târg? Cercei, coliere, brățări din pietre semiprețioase, măgeluțe de nisip. De când confecționezi așa ceva? De aproximativ un an și jumătate. Sunt încă la început. E doar o pasiune temporară sau ceva de durată? Temporară nu cred, e o pasiune care va ține mult și bine. Și ce crezi despre locație și organizarea târgului? E cea mai bună de până acum. Chiar ne bucurăm că s-a ajuns la o înțelegere cu un astfel de centru. Și cum se numește brandul vostru? Nix Art și El Bijou. Mulțumim de interviu.
Sper că nu găsim pe nimeni aici. Bună! De un scurt interviu. Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? Foarte bună, trebuia să se întâmple și chestia asta în Arad, într-un final. Da. Cum ți se pare târgul iMadeis față de alte târguri la care ai mai participat? N-am mai participat la alte târguri, așa că nu știu să zic o comparație așa. Da. Ce crezi despre locație și organizare? Foarte bună ideea, trebuia să se ajungă și la altă lume, să fim mai într-un loc mai deschis publicului. E ok. Foarte bine. Cu ce exponate ai venit la târg? Cu gentuțe. Și colega mea, care nu este aici momentan, cu cerceluș și... din mecanisme de ceas. De când confecționați așa ceva? Eu fac gentuță de vreun an de zile. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? Aș vrea să fie de durată. Toată lumea cam asta dorește. Cum se numește brandul vostru? Monel, al meu și al colegei. Eco Jewelry Crew este blogul. Nu știu exact cum e brandul momentan. Mulțumim de interviu. Bună! Ne dai și noi un scurt interviu? Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg de handmade? Mi se pare o chestie foarte bună, având în vedere că în Arad nu prea se face așa ceva și oferă posibilitatea multor tineri care fac handmade să vină și să își expună bățările, cerceii, ce au mai făcut. Da. Cum ți se pare târgul iMadeis față de alte târguri la care ai mai participat? Mai bine organizat. Mult mai bine organizat. Ce crezi despre locație și organizarea târgului și cu ce exponate ai venit? Organizarea, cum am zis, mi se pare foarte bună. Locația, iarăși, foarte bună. Totuși, vin oameni care vin aici să cumpere ceva, nu vin oameni care vin pentru târg. Sunt, cred că, foarte puțini care vin special să vadă brățări și toate cele făcute. De când confecționezi așa ceva? De vreun an. Este doar o pasiune temporară sau ceva de durată? O pasiune, nu aș... Fac lucruri când mă plictisesc, nu... Dacă am chef, dacă nu, nu. Este când două luni nu fac nimic. Și este când fac într-o săptămână cât pentru două luni. Cum se numește brandul tău? Nu are nume. Atunci un nume? Nu o să-mi vină un nume pe moment. Ar trebui să mai stai aici încă 5 minute. Atunci revenim. Nu scap de noi. Bună! Ne dai și nouă în interviu? Ce crezi despre inițiativa VVMP de a organiza acest târg handmade? Mie mi se pare foarte bună pentru că noi suntem la primul târg și a fost așa o chestie de promovare și să ne cunoască lumea, deci pentru noi a fost foarte ok. Ce crezi despre locația și organizarea târgului? Locația e destul de ok, adică este un flux mai mare de oameni, atâta, nu știu, concepția lumii despre handmade încă nu este chiar atât de dezvoltată, dar e foarte, foarte bine. Da. Cu ce exponate ați venit la târg? Cu lămpi. Handmade. De când confecționați așa ceva? Și dacă este o pasiune temporară sau ceva de durată? Noi le confecționăm cam de 3 luni și este ceva de durată, adică sperăm să mergem mai departe. Cum se numește brandul vostru și dacă sunteți din Arad sau nu? Se numește L'Apostrof și micul nostru atelier e în Timișoara, dar eu sunt din Arad și el e din Lugoj. Deci așa... Mulțumim de interviu, să vă margă în continuare!